Sfântul cuvios Sava cel Sfințit, pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă, este și ocrotitorul unei vechi și prestigioase instituții de învățământ din capitală. Colegiul Național Sfântul Sava, locul în care au studiat personalități marcante ale culturii și politicii românești, precum regele Mihai I, Ion Ghica sau Nicolae Volcescu, al cărui nume l-a purtat liceul în perioada comunistă, a marcat momentul de sărbătoare printr-o slujbă de mulțumire și prin alte evenimente festive. Evenimentele prilejuite de sărbătorirea ocrotitorului spiritual au început cu săvârșirea unui tedeum. Un sobor de preoți, din care a făcut parte părintele protopop Marin Comănescu și părintele protopop Florin Nectarie Busuioc, a săvârșit slujba de mulțumire. De asemenea, a fost oficiat un parastas pentru regele Mihai, fost absolvent al instituției de învățământ, precum și pentru profesorii și elevii trecuți la Domnul. Ne-am bucurat că din această scoară au izvorât atâtea personalități ale neamului nostru. L-am pomenit pe regele Mihai, iată, la 5 ani, și pe cei toți ceilalți, cum spuneam, deci oameni, personalități deosebite. Dumneavoastră sunteți binecuvântați de Dumnezeu, această instituție, pentru că sunteți patronați de un mare părinte al bisericii, Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. Așa cum a spus și doamna directoare, la 8 anișori a lăsat tot această lume de șardă trecătoare și, într-adevăr, l-a slăvit pe Dumnezeu neîncetat până la 94 de ani și iată, cum spuneam, trebuie să vă bucurați că l-aveți ca patron, ca luminător, mai ales, sigur, tinerii, iată, care în dumneavoastră suntem siguri că va răsări și alte personalități ale neamului nostru. E clar că există o resursă umană deosebită aici și profesorii sunt convins că sunt conștienți că au această mare valoare pe care știu să o fructifice în așa fel încât viitorii oameni de elită ai României și ai bisericii se vor număra dintre acești elevi ai liceului. Profesorii de asemenea reprezintă repere pentru ei, sunt profesori doctori în domeniile lor de specialitate și oameni care se specializează permanent. De asemenea, astăzi am avut bucuria de a sluji împreună cu un frumos sobor de preoți și cu colegul nostru, părintele Marin Comănescu, protopopul sectorului 1 al Capitalei și de a fi împreună aici cu preoții care își au copiii, elevi la Colegiul Național Sfântul Sava. Sigur, prezența noastră aici și prezența copiilor noștri în această instituție de învățământ arată că Sfântul Sava, iată că ne cheamă cu rugăciunile lui și cheamă și pe copii la sfințenie, nu doar la cultură, ci și la sfințenie. E un model, dar este și un îndrumător, ajutător îndeaproape. După momentele liturgice, elevii, sălile de clasă și profesorii au fost stropiți cu aghiazmă. Este o zi de sărbătoare în care ne aducem aminte și de trecut și încercăm să privim și spre viitor. Este important să ne aducem aminte de trecut. În timpul slujbei Tedeum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăim astăzi, dar de asemenea ne aducem aminte de toți cei care au plecat dintre noi, mari academicieni care au învățat aici și care au dus renumele învățământului mai departe. Suntem mândri că au fost profesori ai noștri, că au fost elevi ai noștri și în această zi încercăm să ne aducem aminte de toți care au trecut pragul școlii, fie ca elevi, fie ca profesori, dar să ne gândim și la viitor și încercăm să insuflăm elevilor de la Sfântul Sava acest spirit savist pe care ei să îl trăiască, să îl simtă și să ducă mai departe faima colegiului nostru. Dincolo de excelența academică, experiența de elev în Sfântul Sava este mai mult una de simțire. Înveți să fii apropiat de ceilalți, înveți niște valori esențiale pentru un viitor de succes, cea mai importantă fiind disciplina. Iar în ceea ce mă privește, Colegiul Sfântul Sava a însemnat locul unde s-a format cea mai bună versiune a mea. Bineînțeles, primul cuvânt care vă vine în minte când auziți Colegiul Național Sfântul Sava este prestigiu și vă dați seama că am o responsabilitate pe umeri când sunt elev în acest liceu. Sunt conștient de faptul că noi, elevii din acest liceu, reprezentăm viitorul țării și ca elev mereu caut să mă dezvolt atât intelectual cât și spiritual. Sava este locul în care am cunoscut foarte multe persoane, dar poate mai important decât atât m-am cunoscut pe mine însumi. Am meditat asupra acestei întrebări și am avut momente de neuitat alături de colegi, profesori și așa mai departe.
De asemenea, elevii au participat la un concurs de istorie a liceului, care a fost urmat de lansarea anuarului colegiului pentru anul 2021-2022, editat de un colectiv redacțional format din elevi. Festivitățile s-au încheiat cu o conferință urmată de spectacolul tradițional specific acestei zile.